Bună ziua și bine ați venit la o ediție specială Rozum Press de Ziua Europei. Suntem alături de europarlamentarul Clotilde Armand, care este în România. Eu știți, sunt în Franța. În dialog, Clotilde Armand este de origine franceză, acum reprezintă România și un pod peste Europa, un dialog foarte potrivit de Ziua Europei. Clotilde Armand reprezintă România în Parlamentul European, este membru al grupului Renașterea Europei, iar în România USR. Până să ajungă în România, a trecut prin Statele Unite pentru studii, acolo l-a cunoscut pe viitorul soț, iar alegerea pe care au avut-o de făcut după terminarea studiilor, fie să revină în Franța împreună, fie să revină în România tot împreună, au ales să revină în România. Clotilde Armand, înainte să fie europarlamentar, a fost consilier local la București și candidat la primărie. Bine ați venit la Rozum Press, doamna Armand. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru această invitație. Și prima întrebare, carantina, bineînțeles, toată lumea este în carantină, toată lumea își desfășoară într-un fel sau altul activitatea profesională, activitatea personală, o reorganizare a carantinei care ne-a afectat pe toți. Spuneți-ne, vă rog, un europarlamentar, dumneavoastră mai exact, cum se organizează în carantină? Cum arată activitatea dumneavoastră profesională în această perioadă? Destul de normal. Parlamentul European era și înainte de criză o instituție organizată pentru telemuncă. Sunt foarte mulți deputați care se întorc săptămânal în seara de reședință și eu fac așa. Aveam perioade de prezență în circumscripția națională, săptămânile verzi, așa le spune. Suntem obișnuiți să lucrăm mult pe documentații online și de la începutul mandatului avem acces la distanță la toate aplicațiile pe care le folosim în Parlament. Diferența mare a intervenit cu ședințele, un grupul politic, un comisii și mai ales un votul plenar. Avem acum un sistem care funcționează, rar apar probleme tehnice. Ca să vă dau niște exemple, în săptămâna aceasta am avut două runde de vot în comisia de buget. Sunt în comisia de buget și în comisia de transport. Am avut patru ședințe din grupul Renew, mai multe Zoom-uri, așa cum facem și noi acum, cu eurodeputați, web seminar, da, e muncă obișnuită, dar e adevărat că ne lipsesc discuțiile directe cu colegii. Europa, cum știți, în Europa sunt 27 de state membre, avem culturi complet diferite, avem nevoie să înțelegem punctul de vedere ceilalți și pentru a convergea. Foarte multe discuții care se prolungesc sunt un fenomen care se datorează faptului că nu înțelegem care sunt premisele, care sunt problemele în țările statelor membre și avem nevoie de aceste discuții între patru ochi sau discuții emoționale ca să înțelegem care e problema de fapt. Deci ne lipsesc aceste discuții. Dar în rest, muncim ca de obicei. Ajungem astfel la următoarea întrebare. O întrebare care este pe buzele tuturor europenilor. Vedem că Uniunea Europeană a început, sau a avut, să spunem, o reacție întârziată la criza sanitară. Foarte criticată a fost pe această temă. La un moment dat și-a cerut scuze, sunt mai mulți oficiali europeni care și-au cerut scuze, după care vedem acum o ofensivă, mai multe planuri sau un plan în cascadă de ajutorare a țărilor membre, de pregătirea Uniunii Europene pentru viitor. Și de aici întrebarea principală este, acest moment, Uniunea Europeană, mergem spre o renaștere, spre o reinventare a instituțiilor europene sau, dimpotrivă, spre o confirmare a euroscepticismului și a principalei critici, că de fapt la Bruxelles este o birocrație suprastatală care nu folosește la mare lucru. Și atunci întrebarea pentru dumneavoastră, care sunteți foarte implicată în aceste planuri, ați și scris în presa română, ați încercat să explicați ce face Uniunea Europeană, exact aceasta este întrebarea. Dacă ne puteți spune exact ceea ce fac instituțiile europene,
cu exemple cât mai concrete. Ok. Da, europenii a trebuit timp să reacționeze, dar răspunsul ei este incomparabil cu cel din crizele financiare din 2008, 2012 sau cu reacția Statelor Unite. În primul rând, trebuie menționat faptul că sistemele sanitare și medicale sunt gestionate strict la nivel național. E greu să-i reproșăm Uniunii Europene că nu a intervenit acolo unde nu i-am dat puterea să o facă, de fapt, și nu are competențe. În ce privește stabilitatea financiară și implicit economică, Banca Centrală Europeană a intervenit imediat. Evident, pentru Banca Centrală Europeană e mai ușor decât pentru Uniunea Europeană să intervină, pentru că nu are nevoie de unanimitate a votorilor pentru a debloca niște bani. Este suficient o majoritate în Consiliu de Administrație. Tot ce a făcut, totuși, sunt niște măsuri mai puțin mediatice, și, dar care au un impact enorm. Și vreau să detaliez așa cum m-ați rugat. De fapt, sunt patru tipuri de măsuri care au fost luate. Primul nivel, sau patru nivele de măsuri. Primul nivel este pentru a crește posibilitatea statelor membre să împrumute, pentru a crește capacitatea lor de a împrumuta. Al doilea este să oferim niște împrumuturi. Al treilea este să oferim granturi nerambursabile, adică să oferim chiar bani, nu împrumuturi. Și privește faptul că relaxăm niște reguli și le permitem statelor membre să împrumute. Intru acum un pic mai mult în detaliu. În primul rând, cum am spus, este vorba de intervenția Băncii Centrale Europene, care a lansat un program de cumpărare de obligațiuni de peste 1.000 de miliarde de euro până la sfârșitul acestui an. Și care acest lucru are un efect stabilizator asupra întregii economii europene. De fapt, care e obiectivul nostru aici? Obiectivul nostru este de a injecta lichidități. E un lucru asupra căruia toți ministrii de finanțe au fost de acord. Soluția, obiectivul nostru, este de a injecta aproximativ 20% din PIB-ul europei în economie. 20% din PIB-ul europei aproximativ face 4.000 de miliarde. Și asta a fost prima decizie extrem de rapidă, a fost în martie, Băncii Centrale Europene, de a cumpăra obligațiuni de peste 1.000 de miliarde de euro. A doua decizie importantă le aparține ministrilor europeni de finanțe, care după discuții tensionate, care au fost relatate în presă, și contrar așteptările unora, au ajuns la un acord remarcabil, de fapt. S-a deschis mai multe linii de împrumuturi, un total de 540 de miliarde de euro. S-a vorbit despre asta în presă. Atunci, o linie de creditare de 240 de miliarde prin mecanismul european de stabilitate, Banca Europeană de Investiții a primit 200 de miliarde de euro pentru beneficiarii români să fie în special întreprinderile. A fost creat programul SURE, așa s-a numit, de 100 de miliarde de euro, care va permite statelor să se împrumute ca să financeze programele naționale de șomaj parțial. Aceste programe de șomaj parțial au fost stabilite în toate statele membre și acum avem și cum să le finanțăm. Atunci, în total, cum am spus, vorbim de un împrumuturi la bun avantajoase de 540 de miliarde de euro. Acum lucrăm la alte linii de finanțare, 500 de miliarde de euro, 1.000 de miliarde de euro, dintr-un program de relansare economică la care lucrăm, pe care Uniunea Europeană urmează să-l definească.
Atunci asta era al doilea nivel, un promotor. Pe al treilea loc se situează toate fondurile nerambursabile care au fost votate de Parlament. Eu sunt în Comisia de Buget, eu sunt persoana care negociază pentru Renew bugetul 2020. Și atunci aceste fonduri nerambursabile din bugetul european care vor fi puse la dispoziția statelor în mod flexibil și fără obligația de a cofinanța. Da? Vor fi bani care vor fi pur și simplu puse la dispoziție, puși la dispoziția statelor membre. E vorba aici de mai puțin bani pentru că suntem la sfârșitul cadrului financiar multianual. E vorba de 37 de miliarde. A fost prima evaluare a fondurilor structurale care au putut fi redicționate. De fapt, sunt toate fondurile structurale care nu au fost cheltuite până acum și România are șansa istorică de a putea avea o absorpție de 100%. Toate fondurile la care nu mai avea acces, acum va putea, fără cofinanțare, într-un mod foarte flexibil, va putea să le folosească. Și sunt încă 3 miliarde care au fost votate săptămâna trecută ca sprijin de urgență, care a fost votat pentru sistemele unitare, sistemele sanitare pentru statele cele mai afectate. Atunci am vorbit de al treilea nivel. Ultimul nivel sunt ajutoarele la nivel național. Finanțările naționale ca ajutoare de stat sunt aproximativ 2200 de miliarde de euro. Au fost permise aceste ajutoare de stat pentru că s-au relaxat mai multe reguli. O să vă dau două exemple concrete. Este regula de la Maastricht, faptul că nu trebuie să ai un deficit sau o datorie suverană mai mare decât 60% din PIB-ul țării. Știți că Italia, Spania, Franța, toate aceste țări acum au o datorie suverană mai mare decât 60%. Și a doua regulă e faptul că nu aveam, normal, n-ai voie, statul n-are voie să subvenționeze industria, firmele private și s-au relaxat aceste reguli. În total, din tot ce v-am spus, cele patru niveluri, faptul că statele au acum, prin acțiunea băncii centrale, o capacitate foarte mare de a împrumuta la niște dobânzi foarte bune, faptul că au primit linii de creditare, împrumuturi, faptul că au primit fonduri nerambursabile și faptul că au putut să, statele membre au putut să investească un ajutorare de stat, aceste măsuri, de fapt, ajung la mai mult de 4.000 de miliarde, adică cele 20% de lichidități de care vorbeam. Și atunci, dacă facem acest total, cum am spus, ajungem să constatăm că asistăm la cel mai mare efort financiar din toate timpurile pentru a lupta împotriva unei crize. 20% din PIB european este foarte mult. Statele Unite abia acum au egalat această mobilizare de resurse. Provocarea acum va fi să reușim să canalizăm aceste fonduri în direcțiile care să ne asigure o mai mare siguranță pentru viitorul nostru. Pentru că știți că împrumuturile sunt o sabie cu două tăișuri, trebuie și să le rambursăm. Și pentru a face aceste investiții în cel mai inteligent mod, ca să putem să avem această redresare pe care ne-o dorim. Pentru aceasta lucrăm acum în Parlamentul European. Și pentru acest lucru trebuie să lucreze și guvernul de la București. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, apropo de această schimbare, de flexibilizarea regulilor. Este o mare discuție și o mare presiune pe Uniunea Europeană, spunând că ar trebui să schimbăm, de fapt, cu totul prioritățile. Să vă dau un exemplu de care a vorbit și colegul dumneavoastră, domnul Cristian Ghina, într-un articol foarte lung, în două părți, în Adevărul, foarte interesant, pe care o să-l public pe platforma Rosum Press, cu un titlu foarte clar. Green Deal va aduce
fundă mare de euroscepticism în Europa de Est. Aș spune că nu doar în Europa de Est, și în Franța Green Deal este considerat ca o sperietoare, ca un cost nejustificat, ca un fel de moft. Deja mișcările sociale în Franța, ultimele, au la bază niște măsuri ecologice poate prea dure, da, care da, au penalizat țăranii, care au penalizat transportatorii, care au penalizat până la urmă o anumită capacitate a economiei de a se descurca, deși Franța nu este un stat poluator, nici pe departe, nu face parte din mari poluatori. Iar în Europa de Est, așa cum spune și domnul Ghinea, pare că e chiar ultimul lucru care ne trebuie o astfel de măsură. Miercuri, domnul Brareș Bogdan spunea că încearcă să schimbe această prioritate de pe ordinea de zi a instituțiilor europene, să spună că de fapt avem nevoie de bani în economie, de bani în sistemul sanitar, în niciun caz de acest Green Deal, dar spunea că este foarte greu. Deci a făcut o glumă, a spus că era să fie scalpat când a spus acest lucru. Domnul Ghinea este de la alt grup politic, acela la care sunteți și dumneavoastră. Cum vedeți acest Green Deal și această prioritate principală anunțată ca fiind a Uniunii Europene? Va rămâne la fel sau nu? Cu siguranță va fi o adaptare de strategie. Sau mai exact, linia pe care insistăm să mergem în Parlament, în Parlamentul European, va avea câștig de cauză. Avem nevoie de investiții strategice la nivel euro. Acest Green Deal sau Pactul Verde era prevăzut nu numai ca un obiectiv de natură climatică. Ne doream să încurajăm adoptarea tehnologiilor verzi. Dacă pe piață, vă dau un exemplu, dacă pe piața informatică suntem, Europa este periferică, suntem periferici, simpli consumatori. Vrem să ajungem un top cu un alt segment de viitor și am ales acest segment. Va trebui să revedem o parte din ambițiile din Green Deal, exact cum ați spus dumneavoastră, care într-adevăr a fost prea penalizant pentru economiile noastre care acum sunt în criză. Dar obiectivul principal pe care l-am enunțat, să câștigăm piața tehnologiilor verzi, trebuie să rămână. Pe de altă parte, va fi creat un fond de relansare economică. Se discută, acum am spus, discutăm cum le vom finanța, cel care va veni cu 500 de miliarde, 1000 de miliarde, acest plan de relansare. Dar scopul lui trebuie să fie investiții de importanță europeană. Prin aceste investiții strategice trebuie să se numere și proiectele de infrastructură minimă de care are nevoie noi, de care avem nevoie noi, Estul. Dacă România nu are nicio autostradă, este un eșec și pentru Europa. Așa că, pentru a rezuma, trebuie să păstrăm acest Green Deal pentru că este metoda prin care vom ajunge un top cu un segment de viitor. Și avem nevoie, Europa, să facem aceste investiții strategice și să fim lideri, lideri într-o industrie. Acum nu mai suntem lideri în nicio industrie, trebuie să recâștigăm acest rol. În același timp, toate aceste împrumuturi care se vor face, această relansare economică, trebuie să ne folosească nu numai pentru investiții într-o industrie unde vom fi lideri, dar și pentru infrastructură minimă. Noi, în România, nu avem nici autostrăzi. Deci, vom folosi acest plan de relansare, așa trebuie să facem, pentru a crea această investiție minimă. Trebuie să ajungem și un top, să avem și infrastructura minimă. V-am convins? Nu v-am convins! La noi avem foarte multe de făcut și știm că avem multe de făcut, că le și vedem făcute. Ați spus mai devreme... Pentru aceste... Nu, ce vreau să spun este, suntem într-o lume extrem de competitivă. Nu putem doar să consumăm ce ne vine din China, să trimitem bani și în America când e vorba de lumea, de industria digitală și să rămânem fără să ne recucerim poziția de lider într-o industrie. Și este un... Pactul Verde și despre asta era vorba, știți? Și acest obiectiv trebuie să rămână. Și pentru România este o ambiție pe care ne-o dorim și la nivel național. Trebuie să redevenim lider
undeva. Trebuie să avem și noi o industrie proprie, trebuie să avem și infrastructură critică. Dar ce este un promotor, la asta vor servi. Foarte bine atunci. Ați vorbit mai devreme, a spus foarte interesant, dar fiindcă sunteți de origine din Franța, a spus la noi în Est. Ați publicat o serie de articole și în presa română și în presa străină în care ați vorbit, ați făcut un bilanț foarte interesant. Sunteți, din câte știu, singurul politician care a făcut acest lucru. Un bilanț al integrării europene. Ce a dat Estul, ce a primit, ce a dat Vestul, ce a primit. Și ați făcut o analiză foarte interesantă, cu multe cifre. Concluzia este surprinzătoare, să zicem. Vestul a primit un pic mai mult, dar Vestul nu prea recunoaște acest lucru. Și ați spus, ați spus o frază, să spunem, o formulare care a rămas clasică și care mă așteptam să fie mai mult discutată de colegii noastre, a spus eroarea țărilor bogate. Și aici o întrebare dublă. Dacă ne puteți explica ce am să ziceți cu această eroare, pentru cine nu a citit acele articole, și dacă credeți că în urma acestei crize va urma o solidaritate reală între ei și vezi care să șteargă această diferență istorică. Problema se pune între Est și Vest, între Nord și Sud. Da, exact cum a spus, am explicat în câteva articole că strategia de convergență este necesară întregii Europei. Atunci era vorba de fondurile de coeziune. Aceste fonduri de coeziune sunt esențiale pentru a compensa dezechilibrele create de deschiderea completă după aderarea la Uniunea Europeană. Aceste fonduri ar fi trebuit să ne asigure crearea unei infrastructuri pe care să o reconstruim, știți, am vorbit despre asta. Nu am reușit, asta este o altă problemă. Dar ce vreau să spun este faptul că pentru cei care promovează reducerea acestor fonduri, le repet că trebuie să privească, așa cum am scris în aceste articole, să privească tabloul complet. Pe de lungă, fondurile publice europene dirijate spre Est, ei trebuie să analizeze și fluxul fondurilor private cu direcția Est-Vest. Aceste fonduri, fondurile de coeziune, nu sunt o caritate. Eventual, așa e frumos să vorbim, putem vorbi de o solidaritate care e benefică tuturor. Europa nu poate fi puternică dacă are părți din teritoriu slab conectate și prost dezvoltate. În ultimele săptămâni s-a vorbit foarte mult de clivajul nord-sud. Mai mult decât de clivajul est-vest, pentru că statele sudice sunt cele mai afectate de criza COVID. Știți, orice, dacă vorbim de piața unică sau de monedă unică, aceste sisteme nu sunt perfecte, au o imperfecțiune. E foarte greu să ai o politică care va avantaja toată lumea, pentru că avem economii care în mod structural sunt diferite. Vă dau un exemplu concret. Dacă ai o monedă puternică, asta va avantaja anumite state. Dacă ai o monedă slabă, va avantaja alte state. E imposibil să ai o piață unică și o monedă unică fără să ai un sistem prin care compensezi cei care nu care vor fi mai mult afectați de anumite politici. Trebuie mereu un sistem de compensare. Am explicat în mod foarte concret, dacă ai o economie puternică, lângă o economie mică și slabă, evident că economia puternică își va dori acorduri de comerț liber, free trade, cu cea mică. Cea mică va trebui să se protejeze. Aceste fonduri de coeziune faceau parte din deal, știți? Bineînțeles că e un avantajul tuturor să fim mai puternici, dar când vine o țară cu o economie puternică, bine capitalizată, cu know-how, cu multe competențe, evident că ea va, pentru ea va fi foarte ușor să cucerească economia slabă. Și economia slabă trebuie să aibă această convergență ca să fie și util pentru ea, dacă nu are nimic de câștigat. Când vorbim de
moneda unică. Când o țară cum e Italia sau Spania a intrat în în zona euro, a cedat un instrument extrem de valoros pentru aceste țări. E normal ca un schimb să primească un avantaj, să primească un atu. Și acest atu este faptul că are acces la niște dobânzi bune, pentru că sunt dobânzile vor fi dobânzile zonei euro, întregii zonei. Acum să spună țările din nord că nu vor ei, nu vor ele să fie ca țările din sud să beneficieze din ratingul lor avantajos, nu este o regulă, pentru că atunci au pierdut un instrument și nu au de câștigat nimic țările din sud. Știți? Atunci asta trebuie să privim. Trebuie mereu să privim tabloul un ensemblu. Cum am spus, o piața unică sau zona euro nu funcționează în mod perfect și trebuie mereu reechilibrat prin un mecanism, fie că sunt fondurile de coeziune, fie că sunt dobânzi avantajoase pentru țările din sud. Revin din nou la Banca Centrală Europeană. Ea a înțeles foarte bine asta. Și deciziile sale sunt esențiale pentru zona euro și pentru Europa, toată Europa, în mod indirect. Banca Centrală Europeană a decis să nu mai țină cont de o regulă internă, care era strictă până acum, adică regula era să nu dețină mai mult de 33% din datoria suverană a unui stat membru. În consecință, va achiziționa mai multe obligațiuni italiene, spaniole, franceze și mai puțin germane pentru a oferi un balon de oxigen economiilor din sud. Ea înțelege că acest sistem trebuie reechilibrat. Eu pot să vă argumentez și altfel. Pot să vă spun că Germania are o economie bazată pe exportul spre alte țări și nu poate, și de fapt partenerii comerciali Germaniei sunt principali, sunt Franța și Italia. Și Germania nu poate să asiste la colapsul acestor economii. Așa că suntem toți interconectați și trebuie să știm că trebuie să acceptăm ideea că sistemul îi avantajează pe unii mai mult decât pe alții și e normal să fie o compensare pe care o chemăm solidaritate. Dar e extrem de... Nu pot să spun că e extrem de bine. E interesant. Eu aveam acest discurs înainte despre Est-Vest. Și țările din vest înțelegeau, dar problema e că electoratul lor nu era bine informat și nu înțelegea. Acum, aceeași problemă a apărut între nord și sud. Și parcă înțeleg mai bine despre ce vorbeam. Am înțeles. Apropo de solidaritate și de modul în care ne interconectăm sau nu în cadrul Uniunii Europene, un proiect care apare din când în când, este acela unei armate europene. Președintele Macron, de exemplu, este cel care a reafirmat această idee, văzută și ca un mod de a afirma o anumită independență față de Alianța Nord-Atlantică, de NATO. NATO, care acum a fost un partener al Uniunii Europene în cazul acestei crize și al statelor membre, de altfel, și al Uniunii în general, credeți că acest proiect european este de actualitate sau va face parte din... ce puțin o perioadă lungă de o parte. Pentru securitatea României nu avem un alt sistem de apărare care și-a dovedit eficiența în afara Alianței Nord-Atlantice. Sub umbrela NATO, Europa trăiește un pace de 75 de ani. Cred că statele europene pot să meargă spre o cooperare mai strânsă, bineînțeles, în domeniul militar. Dar nu ca o alternativă la NATO, ci ca o politică complementară. Trebuie să avem, eu cred așa, că trebuie să avem capacitatea de a interveni cu forța europeană de stabilitate, așa putem să o numim, dacă avem conflicte în vecinătate.
Nu putem să ne laudăm că suntem sau vrem să devenim prima putere economică a lumii și să nu deținem o capacitate militară, operațională proprie. Nu putem, e un exemplu, puteți mereu să avem exemple, nu putem apela mereu la Statele Unite când avem un conflict, cum a fost cel din Balcani. Dar până aici, de aici până la vorbi de o armată europeană este un proiect pe termen mediu și lung. Evident, România are interes să-l susțină, dar specificând, mereu trebuie să specificăm că trebuie să ne coordonăm cu angajamentele asumate în cadrul NATO și în cadrul acestui parteneriat strategic cu Statele Unite. Vreau să menționez ceva. Cooperarea militară europeană ar trebui să fim în primul rând interesați de dezvoltarea componenței industriale. Vorbeam mai devreme de a avea o nouă industrie. Un proiect de domeniul industriei de apărare, România, ar putea să joace un rol important. Și asta ar trebui să ne intereseze în primul rând. Foarte interesant ce a spus și asta este următoarea întrebare, care cred că e cea mai importantă din această discuție. A spus, sub umbrela NATO, Europa trăiește în pace de foarte mult timp. Este prima oară, de altfel, în istoria europeană că avem pace. Principalul, de altfel, de punct, principala speranță a Tratatului Uniunii Europene era acest lucru, să nu mai avem războaie între noi. Pare incredibil, a spus mai mult de 70 de ani că nu avem războaie, Europa a trăit mereu în războaie. Franța, de exemplu, a avut mereu un război. Nu există o perioadă în care să nu fi fost un război. Împotriva Spaniei, împotriva Angliei, împotriva Prusiei, împotriva Italiei. Toată istoria europeană este o istorie a războaielor. Avem acum această pace de foarte mult timp și asta pare că este un câștig definitiv. Este imposibil să ne gândim astăzi la un război între Franța și Germania, între Italia și Austria. Deci asta am rezolvat. Avem acest obiectiv. Un al doilea obiectiv al tratatului original al Uniunii Europene era o zonă de comerț, un mod de a profita unii de ceilalți, în sensul bun al cuvântului, de a putea face comerț între noi, de a nu avea taxe, de a nu avea niște frontiere comerciale. Și asta pare că în linii mari am reușit. Aici sunt, așa cum a spus, foarte multe de reglat și vor fi permanente. Asta trebuie să recunoască toate populițiile acest lucru. Exact. Atunci întrebarea următoare este, rămânem aici și atunci spunem că mare parte am îndeplinit visul Schuman de o zonă în care oamenii fac comerț între ei în mod liber și trăiesc în pace, dar asta este o alianță de state suverane care își păstrează foarte bine identitatea, sau mergem spre un proiect federativ cu o nouă identitate europeană care pare cumva impusă de la Bruxelles și care este o sursă foarte mare de euroscepticism, de critici la adresa Uniunii Europene. Sunt domenii unde avem o politică de tip federal și alte domenii unde am păstrat toate deciziile la nivel național. Vorbeam mai devreme de educație, sănătate. Nu cred că mai putem vorbi de un proiect federalist versus o alianță de state suverane. Mare parte din statele europene au o monedă comună, vorbim despre asta de o jumătate de oră. E un atribut clar federal acest lucru. Pentru cei care contestă moneda unică, am o întrebare. La ce dobândă s-ar fi împrumutat azi Italia dacă nu ar fi avut în spate Banca Centrală Europeană? Ca paranteză, România a împrumutat acum câteva luni, PSD-ul, pentru 30 de ani, la o dobândă de 4,65%. Italia reușește să împrumute la mai puțin de 2%, când are o datorie suverană de 135%. Știți că în România suntem la 35-40%. Vedeți? Identitatea europeană, vorbeați despre asta, pare abstractă. Toți ne identificăm prin națiunea noastră. Personal am descoperit că această identitate europeană nu este atât de abstractă când eram studentă în America. Am menționat că am stat 5 ani în America și acolo, în clubul european, am cunoscut pe soțul meu. Aveam, de fapt, noi toți avem o identitate comună când
suntem un afară europei. Vreau să fac o paralelă. Identitatea de român s-a creat prin sinteză identităților de moldovean, ardelean, muntean. Și totuși, nimeni va nega că există o identitate de român. Eu cred că când se va naște în mod natural o identitate comună europeană, care va fi sinteză a identităților naționale, dar fără să le abandonăm, exact cum nu am abandonat, moldovenii nu au abandonat identitatea lor sau ardelenii, atunci când va exista în mod natural această identitate comună, atunci da, o Europa federală va exista. Eu nu-mi doresc să grăbim cursul istoriei. Euroscepticismul vine din aceste tensiuni de care am vorbit mai devreme, între Est, Vest, Nord, Sud. Pentru că populațiile sunt prost informate. Sunt prost informate, ei văd, ei nu știu ce avantaje obțin din faptul că sunt un spațiu european, în această piață unică sau în această, cu această monedă unică, dar ei știu ce dau în schimb. E foarte important ca aceste populații să știe ce primesc, nu numai ce oferă. Și aici este este datoria guvernelor statelor membre, este datoria elitei politice să explice asta. Este un lucru, puterea Europei de a explica, de a informa, e destul de mică. Europa, bugetul Europei este de 1% din PIB-ul statelor membre. Un stat cum este Franța folosește 60%, mai mult de 60%, de fapt, 63% din PIB-ul franței. Are o putere de comunicare, are o putere de informare care nu se compară cu puterea europei. Dar beneficiile europei nu vin din acest 1%, vin din funcționarea pieții unice sau zonei euro. Dar nu avem, ne e foarte dificil să comunicăm acest lucru. Eu cred că, pe o parte, trebuie să explicăm foarte bine de unde vine bunăstarea noastră și, pe de altă parte, trebuie să se nască această identitate de care vorbeam, dar trebuie să așteptăm să se nască, nu putem să forțăm istoria. Ați vorbit mai devreme de identitatea românească, foarte frumos. Ați uitat Oltenii, foarte important. Am uitat Oltenii acum să... E undeva... Am vorbit de Muntenia. Sigur, sigur. Știți că reușesc acum să... Reușesc să identific accentele. Eu știu dacă cineva vine din Baia Mare, din Sibiu, din Moldova, din Oltenia. Și recunosc și caracterele. Oltenia, de exemplu, este incredibilă. Deci, așa că... Așa e, suntem, România este sinteza acestor identități. Eu sunt un pic un animal ciudat, dar mă simt foarte româncă, să știți. Asta mi-ați declarat acum 4 ani, când am avut un alt interviu, o să revenim un pic mai târziu la el, când ați spus că vă simțiți foarte bine în România, mai bine decât în Franța. O frază foarte frumoasă, o să revenim la ea. Dar până atunci, în această identitate românească, noi avem o lipsă mare, o rană mare. România nu este... Este partea care merge spre vest, care din ce în ce mai bine, să spunem, dar avem o parte a României care a rămas, din păcate, în est. Eu vorbesc aici de Republica Moldova, un colț de Românie care este între România, prin acest lucru, este prinsă în diverse mecanisme de cooperare cu Uniunea Europeană, este în același timp foarte prinsă de Rusia, de Federația Rusă, de propaganda de acolo. Puterea actuală de la Chișinău este mai degrabă pro-rusă. E greu de crezut. Părea greu de crezut acum 30 de ani, se împlinesc de la podul de flori, că se va întâmpla asta în Moldova. Uniunea Europeană a dat de mult o directivă Federației Ruse să-și retragă armata de acolo. Încă este incredibil. După prăbușirea Uniunii Sovietice, după atâția ani, încă există armata fostă sovietică, actuală rusă, în Republica Moldova, ci într-o țară care este într-un mecanism european.
Ce poate face Uniunea Europeană să rezolve această problemă a basarabiei, ceea ce numim astăzi Republica Moldova? Ce puteți face ca europarlamentar? Ce poate face în general Uniunea Europeană? Este o dezbatere întreagă. Este întotdeauna problematic pentru Uniunea Europeană să continue să financeze țări al căror guverne nu și respectă angajamentele privind, știți, statul de drept, reformele instituționale sau state care promovează discursuri anti-europene. Cred că trebuie să găsim soluții pentru a finanța inițiativele private și a nu pedepsi populațiile și să riscăm ca ele să se îndepărteze de Europa și ele, știți? Ar putea urmări liderii politici de moment, cumpărați de Moscova, și noi nu ne dorim asta. Alături de colegii mei din Alianța USR Plus, am semnat o scrisoare recent către Comisia Europeană în care solicităm să fie prelungit până la sfârșitul anului termenul pentru ca Republica Moldova să poată accesa ultima tranșa din programul care se numește Programul de Asistență Macrofinanciară, care a fost adoptat, nu știu dacă știți, în septembrie, acum 2 ani, în 2017. Este vorba de 40 de milioane de euro și credem că această prelungire e importantă pentru a demonstra că Europa își respectă angajamentele față de partenerii săi. Ar fi încă un semnal european după cele 100 de milioane de euro de asistență acordate Moldovei și mai sunt și 87 de milioane de granturi care, știți, a vorbit domnul Dodon despre ele, îi nemulțumesc pe președintele Dodon, care a declarat că sunt folositoare doar ONG-urilor. Eu cred, așa o să repet ce spun mereu, că viitorul Moldovei este lung în noi în Europa și am încredere în tinerii moldoveni, că nu vor lăsa guvernanții să devieze. Tinerii moldoveni care sunt foarte prezenți la Bruxelles și sunt foarte activi și am mare încredere în ei și vreau să-i încurajez și acum foarte tare. Noi mereu vom susține și chiar acum lucrăm și în cadrul statelor membre și adică e o problemă care privește nu numai statele cum sunt Moldova, care sunt în preaderare sau care vor fi în preaderare, dar și statele membre care sunt acum state membre, e o problemă. Faptul că vrem ca Europa să ajungă la populație acestor țări, dar fără să financeze guvernele care nu suntem de acord. Dar vom găsi soluții. Asta vreau să spun. Este că lucrăm la asta, este un subiect fierbinte acum și vom găsi soluții. Așa să fie. Foarte bine ar fi. Legat tot de România și într-un fel de identitatea noastră, interviul de acum 4 ani, a făcut o afirmație de asemenea foarte interesantă, o să o citesc, este un citat de atunci. Unii români nu se mai întorc în România, deși aici ar fi avut o viață mai bună, mă refer mai ales la cei foarte calificați. Acum este o discuție lungă în România, care diaspora, sunt multe programe, diaspora vrea să vină acasă, măcar o parte, sunt foarte mulți români plecați, poate prea mulți. Acum o parte din români s-au întors, dar nu pentru că ar fi vrut, mai mult de nevoie în România. Discuția revine, bineînțeles, ce facem cu acești oameni, cum îi păstrăm, dacă ar trebui să îi păstrăm. Cum vedeți acum partea această afirmație și cum vedeți viitorul acestei relații între România și diaspora românescă? Calitatea vieții este dată și de percepție. Unii români percep că trăiesc mai bine în Spania sau Italia. Deci, în mod obiectiv, condițiile în care trăiesc ei sunt mai proaste în unele cazuri decât în România. Am auzit niște povești extraordinare și sunt
Bine, nu sunt povești extraordinare, sunt ordinare, de fapt. Sunt 10 în apartament, fiecare familie are o cameră, fără relații sociale pe picior de egalitate cu localnicii, fără a reuși să pună bani deoparte. E un sum. Știți, sunt venită din altă țară și pot aprecia obiectiv situația. România are un decalaj de 5 ani cu Polonia, un decalaj economic, de 5 ani cu Polonia, cu Ungaria. În aceste țări, numărul de polonezii care se întorc în Polonia sunt mai mulți decât polonezii care pleacă din Polonia. Primul an a fost în 2019. Eu cred că în 5 ani, și noi o să fim, acolo, e, pentru România va fi un lucru foarte bun. Dar eu cred că va fi bun și pentru aceste persoane. Aici avem o economie de reconstruit, o vom reconstrui, o să avem nevoie de ei și își vor găsi locul și vor fi și fericiți. Am spus, eu cred că este și calitatea vieții este și dată de percepție. Trebuie să ne schimbăm percepția pentru unii dintre ei. Foarte bun exemplu polonez și cred că asta ar merita o dezbatere separată. Polonia e o țară spre care ar trebui să ne uităm din foarte multe puncte de vedere. La un moment dat a fost folosită imaginea acestor polonezi, de exemplu în Franța, de partidele extremiste, s-a spus că vor lua locul, s-a făcut un mic demo în instalatorul polonez. De Polonia a făcut o campanie inversă de atragerea turiștilor, e instalatorul polonez care spunea m-am întors în Polonia, veniți să mă vizitați că e frumos la mine acasă. Ar fi foarte bine dacă am ajunge acolo, dar asta este o temă viitoare. Am ajuns la finalul discuției noastre, ne reamintim, astăzi este Ziua Europei, o zi foarte importantă. Dacă o să vă rog pentru finalul emisiunii un mesaj pentru români, pentru românii din Europa, pentru românii din România, pentru românii din toată Europa, dar și pentru ceilalți cetățeni europeni, un mesaj de Ziua Europei. Am vorbit foarte mult, așa că nu o să revin asupra funcționării pieții comune sau politica monedei euro, care nu sunt perfecte. Eu o să spun ceva foarte simplu. Ziua Europei se suprapune aproape perfect cu 10 mai, independența României. Am parcurs un drum lung din 1877, la mulți ani Europa, la mulți ani România. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare, doamna Armand. Un mesaj foarte frumos, la mulți ani, într-adevăr, România ca parte a Europei, la mulți ani Europei, cu toate părțile sale, un mesaj de optimism, de speranță în acest viitor comun, în acest viitor în pace și să sperăm într-o prosperitate din ce în ce mai mare. Încă o dată mulțumim pentru participare. Eu vă mulțumesc. Și mulțumesc pentru ce faceți pentru noi, România. Da. Mulțumim și noi. Și nu uitați, eu vă aștept alături de colegii mei la întâlnirea de miercuri seară, ora 20, ora României. Gânduri bune tuturor și încă o dată la mulți ani tuturor europenilor.